7 lucruri pe care nu le știai despre Nicolae Ceaușescu. Nicolae Ceaușescu, unul dintre cei mai controversați lideri români, a rămas în istoria colectivă un personaj perceput diferit. Pe lângă informațiile fabricate despre viața soților Ceaușescu, au fost dezvăluite ulterior, de persoane din anturajul acestuia, și detaliile mai puțin auzite în rândul poporului. Cu o carieră politică aflată într-o continuă ascensiune, tânărul Nicolae devine membru al Uniunii Tineretului Comunist din România în 1933, urmând ca la 27 de ani să ocupe funcție de conducere a UTC, dar și în Comitetul Central, CC, al Partidului Muncitoresc Român, PMR. La 30 de ani, Ceaușescu este numit subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii, iar, la doar 31 de ani, ministru adjunct al apărării. Din 1967 până în 1989, acesta a ocupat funcția de președinte al Republicii Socialiste România. Unu a fost arestat de 5 ori și strânsese 7 ani de închisoare până la vârsta de 26 de ani. 2 a atras simpatia liderilor vestici prin refuzul de a interveni în Cehoslovacia. În 1968, Nicolae Ceaușescu refuză ca România să participe la intervenția trupelor Pactului de la Varșovia în Cehoslovacia și condamnă într-un discurs public o astfel de inițiativă. Decizia să atrage simpatia liderilor din vest, urmând ca la scurt timp în România să vină în vizită președintele american de atunci, Richard Nixon, Charles de Gaulle și Margaret Thatcher. Susținerea liderilor occidentali îi confirmă dictatorului importanța pe care o avea, ajungând să se autodenumească geniul din Carpați. 3. A fost singurul român care s-a plimbat cu caleașca reginei Elisabeta a II-a. În 1978, soții Ceaușescu erau primiți în Marea Britanie cu onoruri și ceremonie fastuoasă de însăși regina Elisabeta a II-a. Conduși cu trenul regal de la aeroport la gara Victoria, președintele Republicii Socialiste România a pășit pe covorul roșu de catifea și a salutat familia regală, dar și pe premierul James Callaghan prezent și el la eveniment. 4. S-a prăbușit cu avionul. Pe data de 5 noiembrie 1957, Nicolae Ceaușescu se afla în drum spre Moscova. Din cauza unei erori de pilotaj, aeronava s-a prăbușit la aterizare pe aeroportul Vnukovo. În urma accidentului, ministrul de externe Grigore Preoteasa și alți 3 membri ai echipajului și-au pierdut viața. Secretarul de stat al Comitetului Central al PMR, Nicolae Ceaușescu, a supraviețuit suferind doar câteva traumatisme la gamba stânga și câteva zgârieturi pe față. 5. Era pasionat de filmele polițiste americane și fan al serialului Kojak. 6. A primit distincția de doctor honoris causa de la 8 universități. 7. A fost cel mai tânăr conducător politic din Europa, recunoscut totodată pentru politica externă puternică.